Acum 3 săptămâni, canoiști ucraineni se aflau în cantonament la Vâlcov, regiunea Odessa. Ei au fost nevoiți să-și întrerupă antrenamentele din cauza războiului cu care Federația Rusă a pornit asupra țării lor. Federația de profil din Ucraina s-a adresat președintelui Comitetului Național Olimpic și Sportiv al țării noastre, Nicolae Juravski, cu rugăminte ca acești sportivi să fie cazați la Chișinău. Cerere acceptată instantaneu. Astfel, de 3 săptămâni, ei se află la Liceul Republican cu profil sportiv din capitala Republicii Moldova. În primul rând, ei sunt acei copii care nu-și doresc ceea ce se întâmplă în țara vecină. Astăzi, canoiști ucraineni împreună cu cei din Republica Moldova au mers la sediul CNOS pentru a participa la o lecție olimpică. Ei au vizitat și Muzeul Olimpic. Ei sunt primul grup oficial care au vizitat acest muzeu și au avut posibilitate să facă cunoștințe cu o serie de exponate care pentru noi prezintă un interes deosebit. Am mai scăpat un pic de emoțiile negative provocate de atacul care ne-a bulversat țara. Vă mulțumim din suflet pentru cazare și pentru tot. Astăzi am cunoscut pe mari sportivi moldoveni. A fost o lecție olimpică foarte interesantă. Ultimul sportiv din Republica Moldova medaliat la ediția Jocurilor Olimpice, canoistul Sergei Tarnovski, este ucrainean de origine din regiunea Lvov. Anul trecut la Tokyo, el a cucerit medalia de bronz.